Poveștea române Fiul săracului și fiul bogatului A fost odată un domn mare, care își pusese în gând să trei recetățile din cuprinsul țării. Voia să afle cum se poartă și trăiesc oamenii sub cărmuirea lui. Dar nu știu cu ce prilej rămăsese să nopteze într-o cetate. Îndepărtată, unde nici el, nici însoțitorii lui nu cunoșteau pe nimeni. Și voin să tragă undeva, Bocănii la o ușă pe la o casă de om nevoiaș și împovărat cu o droaie de copii. Acesta îl primi cu toată bucuria. A doua zi dimineața, domnul se vorbi cu acest om necăjit să-i dea de suflet pe unul din copii, pe care Locise de la început, căci îi păruse mai deosebit decât ceilalți, fiind mai așezat și mai cuminte. minte. Părinții îi răspunseră într-un glas. Toți sunt copiii tăi, măria ta să aleagă pe care vrea. Eu îl vreau pe acela de acolo, mi se pare cuvincios și cumpănit. Și așa domnul lua pe alesul lui la curte și îl dete la carte. Și nu greșise în alegerea lui, căci feciorul, mintea geră, se ciopli repede și se dă scăli în toate, de aceea îl și iubeau domnul și doamna. După ce fugata cu școala, încredințat că băiatul e înzestrat cu toate darurile dorite, se gândi să-l facă moștenitor, socotind pe el ca bun de ginere, căci el, ca domnitor bătrân și înțelept, prețuia pe oameni nu după neam și bogăție, ci după vrednicie. Nevoind a face singur pasul acesta, întrebă și pe soția sa, dar ea nu se învoi cu dânsul. Doamna ținea mai mult la mărire, cerea ca ginerele să fie din neam domnesc. De aci se iscă zarvă și după multă îndoială ușicior o între ei, gândi domnul să cadă la o învoială ca să nu fie pe deplin după cum ținem fiecare dintre noi, atunci să trimitem în țări străine doi feciori, pe al nostru și pe un boieraș, cărora să le dăm câte o corabie cu oameni în armații și câte două mii de galbeni. Lar după vreme de un an, care din doi se va alege cu mai mare câștig și mai mare vază, acela să ne fie ginere. Doamna nu se împotrivi, dar ca să-și facă pe plac chemă pe feciorul de domn dorit de dânsa și numără pe ascuns încă 2000 de galbeni ca să-l ajute să iasă învingător față de alesul soțului ei. Amândoi feciorii se înfățișară înaintea domnului și doamnei, primiră poruncile și porniră la drum în aceeași si, dar pe două căi deosebite. Fiul de domn, când s-a văzut cu atâta bănet în chimir, suindu-se în corabie se călătorii departe, sigur fiind că se va întoarce în țară înaintea celuilalt și cu mai multă vază și avuție. După un drum de mai multe săptămâni, ajunse într-o cetate, unde se afla o vestită farmazoană, gata de a te fermeca văzând cu ochii. Auzind devenirea fiului de domn, îl pofti la masă și după ce o spătară cu prisos din toate bunătățile, îi zise. Ai să auzi ce n-ai mai auzit și ai să vezi ce n-ai mai văzut, o pisică jucăușă care sare și joacă în două labe 24 de ore necontenit, în timp ce cu celelalte două ține dinainte două sfeșnice cu lumânări aprinse. Ce crezi despre minunea asta? Ce să cred? Nu cred nimic. Unde poți vedea vreodată ciudățenia asta? Ba se poate vedea. Dă mâna încoace, să-ți facem prin soare. Poftim, făcu feciorul. Pe ce? Lispitia pe tot ce vrea doamna, răspunse feciorul. Eu zic pe toată averea ta, iar de nu se va adeveri cele ce-ți spun, ți-o voi plăti un doit, încheie dânsa și el nu o dense. Ca lucrul să fie mai întemeiat, făcură carte și legătură de la care să nu se abată niciunul. Tânărul se bucură că dintr-o dată, fără multă ostenială, se va îmbogăți. Nenorocitul nici nu bănui pe ce mâini intrase au adus pisica și i-au pus două sfeșnice cu lumânări aprinse în labe, au chemat și un toboșar. Care începu ai cânta și, bat o pustia de mâță prin țară, juca și țopăia în tocmai ca omul. Și jocul ținu 24 de ceasuri, după cum i-a fost vorba ei. Doamna, după tocmeala la lor, culese tot avutul lui și el rămase despuiat pe drumuri. Abia de se putu pripăși la o brutărie unde, ca să nu moară de foame, căra apa cu sacaua. Feciorul sărac, despărțindu-se de feciorul bogat, se îmbarcă și, uitând de griji, o luă razna oriunde o nimeri. Ajunse și el după vreo câteva săptămâni la un ostrov împădurit și înflorit în mijlocul mării. Rămase uimit, minunându-se de frumusețea priveliștii și zise oștenilor. Stați, voinicilor, să ne oprim aici! Și se urcară cu toții pe mal, și cum alesul Domnului se plimba pe acolo, se izbide o lespede mare, legată cu patru lanțuri. Chemă pe oșteni și le porunci să tragă de lanțuri și să ridice lespedea. Și după ce ei o săltară din loc, ce să vadă? Un drum care cobora adânc pe sub pământ. Un moș cu barbă albă le ieși înainte și întrebă ce caută pe tărâmul lui? Flăcăul îi istorisi toate pe rând, împărtășindu-i și gândul cu care îl mânase părintele său în lume. Pe unde vei merge, departe, vei da de domnul acestui ținut, care se luptă de nouă ani cu dușmanul său și nu-l poate dobor. Când te vei apropia de cetatea lui să o despresori, te vei sui și vei ridica steagul în semn de biruință. Atunci vei fi chemat de el și răsplătit. Și iată că după umblătură de multe zile, însoțit de oștenii săi, ajunse la locul luptei, tăindu și drum cu sabia, flăcăul despre sură cetatea și înălță steagul biruinței și astfel mântui pe bătrânul domnitor. Acesta îl chemă și, mulțumindu-i binefăcătorului, îi spuse. Cere tot ce dorești, că toate ale mele sunt și ale tale. Dăruiește-mă după voia ta, în ână sfios feciorul. Să-ți dau pe fica mea de soție și să te înscăunesc în locul meu? Asta nu pot primi fără înștiința mai înainte pe tatăl meu. Domnitorul îi tixi corabia cu toate bunătățile și scumpeturile, îi dărui pungi doldora de galbeni și juvaericale, îi îmbrăcă pe oșteni cu haine noi nouțe. El mulțum pentru toate aceste daruri și și lua rămas bun. Când se despărțise de moșul cu barba albă, acesta îi ceruse. La întoarcere să te abați și pe la mine, să-mi lași și mie o părticică din avutul ce vei dobândi. Însă mogul voi să-l încerce și să vadă dacă este un om de treabă și de cuvânt, că lui nu-i ardea de îmbogățire. Așa că, la întoarcere, feciorul trecu pe la moș să-i facă parte din averea dobândită, dar el îl opri. Nu-mi trebuie nimic, fătul meu. Am vrut numai să te încerc, ca să aflu omenia și dărnicia ta. Și astfel, tot plutind pe mare zile întregi, nimeri și el la vestita farmazoană și lui i s-a întâmplat tot așa ca și fiului de domn. După prânzul mare, îl luă cu aceeași poveste. Dar nici el nu se încrezu poveștilor ei și puse rămășac tot pe avere. Și unde începu pisicuța, ca un spiriduș, să joace tontoroiul în două labe, cu lumânările în celelalte două, să tot privești și să te crucești. Trecură aproape 23 de ceasuri și toboșarul tot mai cânta și bătea din tobă și pisica tot mai sărea și se dea în vânt. Se apropia ceasul al 24-lea și feciorul se frământa și staca pe ghimp. Deodată, cei i veni în minte? Rupse un ciucure mare, care spânzura la sofaua unde se așezase și odată țuști. Pisicuța aruncă lumânările și fuga după ciucure, crezând că e un șoarec să-l prindă și astfel femeia pierdură rămășagul și feciorul câștigă jocul. După cum le fusese prin soarea, el cei lua și plecă. Între astea, auzind că feciorul bogat ajunsese să care apă cu sacaua la o brutărie din apropiere, îl căută și, cum îl găsi, îl ajută să-și facă rost de o nouă corabie și le cumpără haine și lui și oștenilor cu care plecase. Se înapoiară cu toții acasă. Corabia feciorului sărac era toată plină de comori, oștenii lui spilcuiți, parcă scoși din cutie, iar corabia feciorului de domn, goală și oștenii cu mantii sărăcăcioase, de ți era mai mare mila. Abia atunci văzu și doamna ce dreptate avusese soțul ei și-și aminti de vorba că omul sfințește locul, nu locul pe om. Au făcut o nuntă mare și cum domnul era împovărat de ani, s-a lăsat de domnie și a înscăunat în locui pe ginerele său. Care astfel a ajuns la mărirea visată, având parte până la adânci bătrânețe de toate bunurile și bucuriile lumii.